Bună seara, dragii mei gemeni! Bine v-am regăsit la o etalare generală pentru luna iunie. O să folosesc mai multe pachete de cărți de oracol pentru a avea cât mai multe informații pentru voi. Dacă un domeniu, un plan este mult mai pregnant, vom insista tocmai pentru a lămuri cel mai bine lucrurile și pentru a avea un tablou cât mai clar al situației dumneavoastră. Nu trebuie să faceți absolut nimic, trebuie să vă relaxați și să vă bucurați de această călătorie spirituală. Bun. Acestea fiind zise, haideți să vedem, dragii mei. O să încep, uitasem deja, o să încep această etalare cu energia generală a lunii iunie pentru voi, gemenii. O să vedem sub ce semn stă, ce atenționare, ce recomandare din partea Universului pentru voi, gemenii, în luna iunie. Și voi, gemenii, ar trebui să fiți mult mai... Adică, nu ar trebui să fiți toleranți cu lumea care nu vă merită, să vă depărtați de toate energiile negative și să vă exprimați doleanțele, să vă exprimați nemulțumirile, să nu țineți în voi. Dacă aveți o neplăcere, o chestiune care vă nemulțumește în legătură cu ceva sau cineva, spuneți, comunicați, nu țineți în voi, spuneți ce aveți de spus, spuneți ce aveți pe suflet. Vă veți simți foarte liberi, foarte libere, dragii mei, dragile mele din zodia Gemeni. Voi să știți că veți simți că parcă vă zburați pe norișori. O perioadă, cred că, foarte bună pentru voi sau cred că veți zbura la propriu. S-ar putea să faceți o călătorie cu avionul, de exemplu. S-ar putea să vreți să începeți să mergeți la sală, de exemplu, să faceți mai mult sport decât până acum. S-ar putea să începeți o cură de slăbire, mai ales dacă aveți senzația că v-ați îngrășat peste măsură și vă afectează sănătatea. În altă ordine de idei, vă veți întinde aripile. Este un moment foarte bun pentru schimbarea locului de muncă sau pentru a face o schimbare sau pentru a face un pas important în cariera dumneavoastră. Mai ales dacă vreți să vă deschideți o afacere proprie sau, eu știu, să schimbați ceva în ceea ce privește cariera dumneavoastră. Poate vreți să schimbați ceva. O perioadă plină de pasiune, foarte mult curaj, îndrăzneți, îndrăznețe. Vă asumați extrem de multe riscuri și cu siguranță veți câștiga, pentru că sunteți siguri pe dumneavoastră și vă agitați așa, umblați de colo-colo. Poate că aveți tot felul de lucruri de rezolvat, de acte, de semnat, de încheiat, de... agitați, dar agitați în sensul pozitiv, benefic pentru voi. O situație neprevăzută, ceva ce nu ați prevăzut, necesită o atenție imediată. O situație, un moment, un eveniment, de exemplu, ar fi bine să fiți foarte, foarte atenți, adică să nu treceți peste această situație, pentru că este crucial, timpul este crucial. Analizați cu atenție lucrurile. Este o chestiune personală, particulară, ce are, deci nu are legătură cu voi personal, adică are, cum să vă zic, nu vă implică pe voi în sensul de, cum să vă, să vă speriați, aoleo, ce se întâmplă cu mine sau nu, vă apare și la serviciu, poate să apară ceva neprevăzut sau poate, eu știu, o situație, mai ales dacă aveți un examen de dat sau un interviu, de exemplu, la un loc de muncă sau orice ține de neprevăzut, va trebui să luați o decizie rapidă. Acum schimbăm sensul de mers, acum schimbăm, nu știu, data vacanței, știți?
Deci va trebui, deci timpul vă presează. De asta spun că s-ar putea să fie vorba despre un examen. Sau despre locul de muncă. Sau dacă aveți de organizat un eveniment. Sau trebuie să faceți un eveniment. Dacă lucrați în acest domeniu, apar situații neprevăzute. Și atunci va trebui să vă adaptați din mers, să luați decizia așa, pe repede înainte. Analizați cu atenție lucrurile. Haideți să vedem cu ce ar avea legătură. S-ar putea ca cineva să vă vorbească despre această situație neprevăzută. Deci s-ar putea să aflați de la o energie feminină cu părul închis la culoare, ochișorii închiși la culoare, să aflați despre această situație, să vă pună în gardă cum ar veni. Ai grijă că uite, se va întâmpla chestia asta sau am auzit că vei fi pusă pe lista nu știu care sau vezi că s-a schimbat legea nu știu care, trebuie să depui dosarul mai devreme sau trebuie să faci încheie actul ăsta mai devreme. Deci cumva nu amânați. Dacă aveți de făcut anumite lucruri, să întocmiți anumite lucruri, să plătiți anumite rate, să vă întocmiți un dosar de rată, de pensie, de ajutor, de șomaj, de nu știu, orice fel de examen, dosare și așa mai departe, documente, sunt termene. Practic, aveți grijă să nu apară ceva să vă ia pe neașteptate sau această femeie să vă spună, sau dacă cineva vă spune, această femeie vă spune sau vedeți că în jurul datei de 25, de exemplu iunie, există posibilitatea să schimbe, de exemplu, legea, este o chestie neprevăzută, vă dați seama, cum a fost și cu COVID-ul, de mâine lockdown. Bine, Doamne ferește, că nu despre asta vorbesc, dar cum a fost, ce poți să faci? Și trebuie să iei o decizie rapid și timpul, v-am spus, din cauza timpului. Există termene. Termene limite, termene de plată, etc. Dar să știți că această femeie, acestei femei îi veți spune mulțumesc. Există această femeie care vă ajută și vă pune în gardă și în felul acesta a reușit să salvați o situație la timp. Deci se încheie, totul se încheie, este bine când se termină cu bine. Sau dosare de înscriere, de exemplu. Voi mergeți înainte, zburați. A doua carte care spune că veți zbura, bineînțeles aici cu aripi, aici cu balonașe. V-am zis că o să călcați pe norișor pentru că veți primi vești care vă vor da aripi. Vă întindeți aripele. Mai este acea situație în care gemenii găsesc o rampă de lansare, știți? Adică din această lună s-ar putea să începeți ceva care vă va da o încredere extraordinară în voi, dacă nu v-am spus o călătorie chiar și cu avionul. Depășiți toate obstacolele, învățați foarte mult, mai ales dacă aveți un nou loc de muncă, s-ar putea să fie o perioadă în care va trebui să munciți destul de mult, să învățați, să vedeți care cum este fișa postului, etc. Vă dezvoltați din toate punctele de vedere. Dacă aveți o afacere personală, vă dezvoltați. Există o nouă fază, să știți, a gemenilor, așa că, de asemenea, pentru persoanele care sunt singure, s-ar putea să vă preparați, să vă pregătiți pentru o uniune, s-ar putea să, ia uitați, uniune cu dragoste. Treceți dintr-o etapă în alta, gemenii care sunt singuri, termină ceva și încep altceva, se termină o iubire sau... Vedeți, aceasta înseamnă, mai ales dacă avem arcul lui Cupidon și eliberare, balonașe, că sunteți în zburați de fericire, s-ar putea să încheiați o relație și să vă îndrăgostiți subit, pe nepregătite, să vă reîndrăgostiți și chiar să vă ia prin surprindere o invitație la o întâlnire.
Există acolo o ezitare, dar veți depăși, să știți, niște obstacole. Posibil să fie niște obstacole vis-a-vis de această îndrăgosteală. Dar aveți încredere, mai ales și singur, că dragostea vine, să știți că este pe vine. Nu uitați că sfârșiturile întotdeauna aduc noi începuturi. Este vorba despre o schimbare extraordinară după o perioadă de tranziție care vă va elibera. Deci, din nou, există această toamnă. Cât de frumos se aliniază aceste mesaje și așa mult mulțumesc cu recunoștință dragilor noștri ghi spirituali. Aici scrie chiar, da, nu cred că vedeți dumneavoastră, eliberare, iar această carte tot eliberare. Deci vă veți elibera de ceva vechi și veți face loc unei noi perioade de încărcată de experiențe romantice. Legătura cu trecutul rămâne în trecut și chiar nu mai există nicio cale de întoarcere. Dar aveți tot viitorul înainte. Ia uitați ce călătorie. V-am zis că o să călătoriți în noi începutul. Cineva de la distanță vine către voi. Posibil ca această persoană să se fi îndrăgostit atât de tare încât să vrea deja să vă ceară în căsătorie sau să se mute cu voi. Deci există această călătorie, mai mult eu zic că această persoană vine la voi decât voi la această persoană. Noi începuturi în planul amoros de asemenea, cu o persoană cu totul și cu totul nouă. Persoană pe care nu o sesizez foarte bine, doar aș putea să spun că parcă este așa un cavaler, ce să vă spun, știe să vorbească frumos, s-ar putea să lucreze ca luptător sau să fi fost luptător sau să lucreze în companii din acelea, cum se numesc, de intervenție rapidă. Părul închis la culoare. Să zic, ochișorii negri. Stați puțin că o să vedeți cu claritate. S-a întors o carte. Da, dacă nu vedeam. Și da, să știți că este momentul pentru noi începuturi. Dacă acum v-ați pus o întrebare, răspunsul este da. Vedeți? Da, aici scrie. Deci, răspunsul la întrebarea dumneavoastră este da. Experiențe pozitive. Deci dacă vă gândiți că această experiență, această nouă dragoste va fi pozitivă, da, este o experiență pozitivă. Sau veți spune da în această vară. De ce nu? Doamne ajută! Poate că avem o situație neprevăzută, nu? Posibil să vă spună acea femeie, vezi că vrea să te ceară de soție sau de soț și atunci timpul este crucial și s-ar putea să nu mai aveți o astfel de șansă. Rac, scorpion, pești, vărsător, fecioară cu gemeni. Deci, dacă aveți legătură, poate aveți legătură cu astfel de persoane. Așa că simțiți-vă în siguranță, dragii mei. Deci, dacă aveți o ezitare, pentru că aici există iubire, există dragoste fulgerătoare, dar și o ezitare. Nu aveți nicio ezitare pentru că sunteți în siguranță. Și ai voștri vor fi în siguranță cu această persoană. Adică dacă vă puneți întrebarea, oare ai mei sau familia mea, familia extinsă va accepta, prietenii mei îl vor accepta sau îl vor introduce în grupul nostru, răspunsul este da. Ia să vedem că poate avem și niște sfaturi pentru voi, deși am vrut să închei cu aceste sfaturi, dar
Ia să vedem. Voi s-ar putea să vă sunați, să faceți schimb de telefoane și există cu siguranță o clarificare vis-a-vis de trecutul vostru și viitorul vostru. Nu grăbiți procesul, lăsați lucrurile să se întâmple de la sine. Această persoană va apărea fără niciun fel de avertisment, vă va lua prin surprindere această dragoste. Vedeți altă carte care vorbește exact de săgețica lui Cupidon. Cupidonul văd că își face treaba în ceea ce privește gemenii. De asemenea, sunt câteva căi pe care persoana aceasta le caută pentru a fi în prezența dumneavoastră sau a vă atrage atenția. Unul dintre ele fiind telefonul. Deci, vor face schimb de telefoane, vorbiți și apoi face schimb de telefoane. Nu cred că este o persoană care va vorbi foarte mult prin intermediul mesajelor. Este o persoană a telefonului, adică preferă să vorbească decât să piardă timpul scriind. Este o persoană care meditează sau cochetează cu această evoluție spirituală. Vă va răspunde la orice întrebare. Dacă aveți câteva întrebări să îi le puneți, o să vă răspundă cu sinceritate. Această persoană vă va apărea, este pentru voi, această persoană vă este destinată, cu alte cuvinte. S-ar putea să intre într-o cameră, de exemplu, dacă nu este vorba despre o relație la distanță, s-ar putea să călătorească, să vină la voi și să vă întâlniți undeva, într-o cameră, de exemplu. Deci dacă va apărea într-o anumită cameră. Întâi ori s-ar putea să așa ca să puteți să o identificați, ori să ia un fruct în mână, ori să aibă telefonul în mână. Și oricum în câteva minute vă veți da seama despre această ființă. El este, ea e. S-ar putea să vă întâlniți într-o gară, de exemplu. Pentru că lucrurile la voi se întâmplă accidental. De asta spuneam și această carte spune la fel. Nu grăbiți procesul, lăsați lucrurile să se întâmple pentru că va veni fără niciun avertisment. Dacă sunteți într-o stație de autobuz, dacă vedeți că are, nu știu, un telefon în mână sau... Mă rog, aici vorbește de pernă, dar nu e vorba de o pernă în sine, ci de a purta ceva cu o cumpărătură mai voluminoasă, ceva de genul, sau va veni de la piață, poate, cu fructe. Asta dacă vorbim despre... întâlnire accidentală face-to-face. Dacă nu, telefon, mesaj, această persoană face tot felul, adică se gândește la tot felul de, caută de fapt tot felul de lucru care să vă atragă atenția. O perioadă în care vă veți scrie foarte mult scriere, foarte mult, nu știu, poze, desen, poate îi place desenul acestei ființe, poate este desenator, desenatoare sau, cine știe, lucrează în domeniu, ceva ce face cu mânuțele. Îmbunătățiri de tot felul, semnări de contracte, reînnoiri de contracte. Bineînțeles că sunt anumite întârzieri în jurul dumneavoastră, dar ele sunt benefice pentru că vă vor aduce reînnoiri de contracte. Tot felul de contracte, victorie, glorie, s-ar putea să semnați un contract de lucru în echipă. O nouă ofertă de lucru, bineînțeles.
Să vă construiți o casă. Să vă luați o casă împreună. Totul depinde de această nouă persoană care intră în viața dumneavoastră și care, din câte se pare, este foarte croită, așa, foarte, foarte croită. Pentru cei care au cuplu, atenție să nu cumva să se termine și să începeți o altă relație. Sau aveți grijă să nu vă îndrăgostiți subit, pe neașteptate, de cineva. Sau să primiți un mesaj pe rețele de socializare de iubire de la cineva care caută să intre în grațiile voastre. Ia vedeți. Poate să fie o persoană din trecut care nu se poate detașa de voi. Dacă aveți o fostă iubire de demult, din tinerețe, din... Ei bine, s-ar putea să vă treziți cu un mesaj și în care să vă spună că are nevoie să petreacă un puțin timp singur, singură cu voi. Să stați pur și simplu de vorbă. Dar s-ar putea naște la fel o relație. Altfel, nu am ce să zic foarte mult decât că este o lună iunie care stă sub semnul unor noi începuturi, mai ales în iubire, schimbări, bineînțeles, de serviciu, eliberări de trecut. Călătorii, noi începuturi, această persoană care vine către voi pentru cei singuri, bineînțeles, și atenție la gemenii care au o relație, să nu calce pe beculeț sau să simtă nevoia să se implice în relații extraconjugale. Dragii mei, cam atât în ceea ce privește această lună iunie, care vine cu o suită de schimbări și de mici obstacole pe care le treceți. Cu bine, numai să fiți așa, atenți, pentru că pe voi vă cam ia dragostea de năsuc în luna iunie. Aveți așa chef de a muta munții din loc, de a zbura pe norișor. S-ar putea să intrați în săptămâna oarbă. Cine știe? Dragii mei, vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi. Toate cele bune, numai bine. Pa, pa!